Slăvit să fie Domnul! Amin. Ne bucurăm să fim împreună în casa peste care e chemat numele Domnului. Biserica din Bosanci vă salută cu Iuda 20 și 21 și personal doresc peste toți cei prezenți aici și față casele dumneavoastră, în anul acesta care am intrat 2015, Dumnezeu să toarne din belșug binecuvântare. Înainte de a predica, vă spun că înspre Amvon au venit multe bilete și unul îmi era adresat mie. Pace, frate Dragoș, de ce așa rar pe la noi? Pentru că nu-i semnat, îmi fac datoria să răspund public. Duminică seara și luni seara am fost invitat în zona aici, în două biserici, ca să am o predică la evanghelizare. Am vorbit cu fratele Vali și el mi-a spus, hai, onorează promisiunile care le-ai mai făcut câtorva biserici din zona Banatului și mai stai câteva zile. Și am spus, bine, accept, dar încearcă, frate Vali, să eziți, dacă poți, Elimul. Și să vă spun de ce. Eu vin la Elim cu bucurie și cu teamă. De ce nu vin mai des? Că mi-e teamă să vin mai des. Cu bucurie vin pentru că am aici prieteni și suntem frați în Domnul și totuși am o teamă pentru că sunteți o adunare, așa se spune, de peste tot și cred, cu destule pretenții. O adunare în care păstorii dumneavoastră au îngrijit să aveți hrană consistentă, hrană din belșug și o hrană aleasă. Și voi v-ați obișnuit așa? Apoi sunteți o mare mulțime și eu mă gândesc și mă gândeam dacă ăștia toți s-ar ruga pentru mine, câte rugăciuni ar fi. Dar mă gândeam, dar dacă ăștia toți m-ar judeca, de câte judecăți aș avea eu parte. Și fratele Vali m-a sunat și m-a spus, nu putem evita Elimul. Marți seara suntem la Elim. Și atunci am spus resemnat, așa ca soldatul sovietic. Dacă e ordin, cu plăcere. Și iată-ne că suntem acum în casă de rugăciune. Știind că e 6 ianuarie și că o mare parte a creștinătății sărbătorește în amintirea anilor evenimentul care a avut loc cândva în râul Iordan, că Domnul Iisus Hristos într-o zi ca aceasta a fost botezat în apă, m-am gândit să avem un cuvânt de învățătură în direcția aceasta. Dar noi suntem oameni mari, suntem oameni maturi, spirituali. Eu cred că aceste evenimente care le-am sărbătorit noi acum, nașterea Domnului, botezul Domnului, s-au întâmplat cu adevărat că scrie în Scriptură, dar nu suntem foarte siguri pe datele alese din calendar. Nimeni nu știe că Domnul s-a născut pe 25 decembrie și că s-a botezat pe 6 ianuarie. Dar noi, în amintirea anilor, acceptăm această așezare în calendar, vorbim de botezul Domnului Iisus, dar în același timp am putea vorbi despre evenimentul ăsta și prin luna august, că n-ar fi un păcat. La noi în sat am avut un om cu o mare frică de Dumnezeu, un tată a mulți copii, și un bun proroc îl folosea Dumnezeu. Și el avea mereu obiceiul de a cugeta la legea Domnului. Mergea spre casa de rugăciune, mergea într-o atitudine de rugăciune și când ajungea la adunare spune, fraților, uite pe drum ce lucrare mi-a arătat Domnul. Și el avea un fel de a medita zilnic așa la Dumnezeu și la un moment dat, într-o vară fierbinte, prin iulie-august, trecea prin fața primăriei și se gândea el cum Domnul a fost răstignit, cum l-au îngropat în grădina lui Iosif din Arimatea și cum Dumnezeu în puterea lui l-a înviat din morți. Și trecând un om pe lângă el, fratele nostru salută și îi spune, Hristos a înviat. După ce îl salută și își aude el vocea, își dă seama că a greșit și îi spune, iartă-mă, Domnul, eu mă gândeam la Hristos cum a înviat, am greșit. Și ortodoxul ăla îi spune, n-ai greșit, Bade Gheorghe, Hristos a înviat.
Deci dacă am vorbit de botez în iulie, n-ar fi niciun păcat. Am ales să vorbim și în seara asta și știți de ce am prins curaj să vin la voi? Că am citit aici, în Luca, în capitolul 7, afirmația care o făcea Domnul despre Ioan Botezătorul și pe când mă gândeam ce s-ar putea predica la Elim de aici, Duhul Sfânt mi-a dat un verset frumos pentru voi. Și cu versetul ăsta m-am înarmat și am știut că cu versetul ăsta o să mă primiți bine. E versetul 28 în care spunea Domnul așa: vă spun că dintre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Știți cine este în împărăția lui Dumnezeu? Voi sunteți în împărăția lui Dumnezeu. Amin? Ori cel mai mic de aici, de la Elim, fac o afirmație puțin îndrăzneață. Cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu, scrie în Scriptură, îi mai mare decât Ioan Botezătorul. Ce har v-a păstrat Domnul vouă! Ce verset important mi-a spus Domnul să vă spun vouă! Și atunci cu versetul ăsta trebuie să mă primiți bine. Și când mă gândeam la Ioan Botezătorul, automat m-am gândit că omul ăsta însă și el a fost o minune. O minune consemnată în Sfintele Scripturi. Mă gândeam eu la nașterea lui Ioan Botezătorul. N-a fost o minune? Dumneavoastră ați citit. Când acești doi familiști neprihăniți, Zaharia din ceata lui Abia și Elisabeta din fetele lui Aron, oameni care trăiau fără prihană înaintea lui Dumnezeu, care împlineau tot ce spunea legea atunci în vremea Ierusalimului, și preotul acesta a intrat la rândul cetei lui să tămâieze, că a căzut la sorți, sorțul pe el, a intrat să tămâieze. Și oamenii ăștia, bătrâni deja, oameni în vârstă, care nu mai aveau posibilitatea să nască, dar care trăiau înaintea lui Dumnezeu, primesc prin preotul Zaharia făgăduința unui copil. El s-a dus să dea cu cădelnița acolo și pe când tămâia, un înger, însăși marele înger Gavril, purtătorul de cuvânt al cerului, stă în fața lui și spune: soția ta va rămâne însărcinată, va naște un băiat, numele lui va fi Ioan, el va fi chemat mare, va merge înaintea lui Dumnezeu și rămâne săracul om. Și spune: dar cum să faci asta? Păi eu sunt bătrân, soția mea de asemenea înaintată în vârstă. Și îngerul îi spune: toate aceste lucruri se vor împlini. Scrie în Luca 1:37, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Aveți voi o făgăduință de la Dumnezeu? Aveți o promisiune de la Dumnezeu? N-o să știți că Domnul împlinește, amin? Că în făgăduința și în cuvântul lui este putere. Dar tu, pentru că n-ai crezut, vei rămâne mut până la o vreme când s-or întâmpla aceste lucruri. Și poporul afară, norodul ăla mare, se ruga. Și se ruga și aștepta să iese preotul de la tămâiere și să se mira de zăbovirea lui. Și la urmă iese așa, îl văd pe preotul Zaharia, iese răvășit, iese cu fața îngălbenită. Încearcă să dea explicație și norodul vede că-i mut. Și spune: măi, omul ăsta a avut o vedenie. El a văzut ceva acolo în templu. Și după ce s-au împlinit zilele de slujbă, a plecat acasă. Și Dumnezeu împlinește ce promite. Soția sa rămâne însărcinată. Vreo 5 luni s-a ținut ascunsă zicând: iată ce mi-a făcut Domnul când a cătat spre starea smerită a roabei sale. Și a venit vremea acum să nască și a născut. Și acum era probleme că mulți băgăreți sunt așa în familiile noastre. Și a născut și a spus: hai să-i punem numele, să vedem cum e numele, că e o problemă cu numele, nu? Când naște cineva. Eu odată, când a născut soția a doua fetițe, numai ce era la spital, am primit aprobare să mă duc în zona Bârladului la rugăciune și era acolo un grup de fete și eu eram gânditor și vin niște surori tineri și mă întreabă: ce ești așa gânditor, frate dragul? La ce te gândești? Măi, o născune vasă mea și nu știu ce nume să-i pun la fată. Ei, dar m-a pus la predică și eu am uitat de asta. Și am predicat, dar în fața mea e o adunare mai mică. Se uita o fată la mine așa înțintă și nota.
Și la un moment dat a spus, mă, asta notează chiar toate cuvintele, mă bucuram că are și de la mine cineva o schiță de predică de luat. Dar ea nota, și când am terminat predică, au venit la mine și spune, aveți aici 100 de nume de fată. Mă, dar mie nu-mi trebuie 100, mă, tu asta făceai ce-i predicam eu. Ei bine, e problemă cu numele. Și au venit rudenile și au venit vecinii și au spus, hai să se numească Zaharia, așa ca tatăl. Și Elisabeta a spus, nu, că iarăși pune problemă cu numele. Eu am un prieten bun, păstor, un om cu o mare prestanță, director de școală și unul din cei mai prolifici evangeliști. Are vreo 20-30 de adunări făcute în sate unde nu era niciun pocăit. Și oamenii acolo l-au îndrăgit. În adunări de români, în adunări de romi, numele lui este Nicu Cotleț, dumneavoastră cunoașteți. Nicu Cotleț. Și are multe adunări făcute și îmi spunea odată, măi, mă duc într-o adunare de romi. O adunare mică, era binecuvântări de copii. Și avea cineva un băiețel și îl iau în brață și o întreb pe mama, cum îl cheamă? Și ea îmi spune, Nicu Cotleț. Deci nu pe mine, măi, pe el, cum îl cheamă? Pe el îl cheamă Nicu Cotleț. Ei, sunt probleme cu numele. Acum când au auzit de Nicu Cotleț, să știți că sunt doi. Acum vine Elisabeta și spune, numele lui va fi Ioan. Și rudenile spune, dar nu-i nimeni din rudele tale Ioan. Totuși cum să-l cheme? Și se duc la Zaharia și îl întreabă. Și el ia o tăbliță, că el e mut, și scrie, numele lui va fi Ioan. În momentul acela, i s-a deslegat limba. Preotul ăsta a început să binecuvinteze pe Dumnezeu. Și toți oamenii au înțeles că este o minune a lui Dumnezeu și se întrebau, ce va fi cu copilul acesta? Ei bine, vine Domnul Iisus și spune celor din Elim, acelor din balcon și celor care cântă în cor, că din împărăția lui Dumnezeu, adică dintre voi, cel mai mic este mai mare ca Ioan Botezătorul. Și eu în cugetul meu nu puteam primi învățătura asta. Și am spus, cum se face? Păi dacă Ioan Botezătorul s-a născut în chip miraculos, printr-o minune, ar trebui și nașterea mea să fie o minune. Și atunci îmi spune Duhul Sfânt că este. Eu am o naștere mai minunată ca a lui Ioan Botezătorul. Știți de lucrul ăsta? Eu când m-am născut, l-am moștenit pe Adam, genetic. Sunt din omul cel vechi născut în mine. Psalmul 51, versetul 5 spunea că sunt născut în fără de lege. În păcat m-a zămislit mama mea. Așa a fost nașterea mea, da? Dar eu nu am nicio vină, eu am trâmbițat nevinovăția înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, dar ce vină am eu că am fost zămislit în fără de lege? Când m-am născut, am fost înzestrat cu o fire pământească, cu o fire tare păcătoasă. Și spunea Pavel că vreau să fac binele și răul stă lipit de mine. Când m-am născut, am fost așezat pe un pământ blestemat, că rădăcina de spini e mai bătrână decât mine. Și au cultivatorii noștri și agricultorii pluguri cu 7 brăzdare și merg să dau cu erbicid pe tarlale și când vin în urmă pălămidă și spini, de 6.000 de ani rădăcina asta nu poate fi stârpită. Și eu aici am fost așezat pe pământul acesta. Însă soarta mea și direcția mea în 1 Ioan 5:19 spune toată lumea zace în cel rău. Era asta. Și eu m-am întrebat pe Dumnezeu, dar ce vină am eu? Am vrut eu să mă nasc în nelegiuire? Am vrut eu să fiu zămislit în păcat? Sunt, Doamne, eu vinovat? Păi eu port păcatul străbunului meu, Adam, dar care vina mea? Și atunci Dumnezeu, în dreptatea Lui, a făcut un lucru. A plătit păcatul omenirii, că omenirea, în total, per total, era vinovată. Oamenii au păcătuit și păcatul trebuia plătit. Și atunci Dumnezeu l-a adus în lumea noastră pe Hristos și însăși Fiul lui Dumnezeu a plătit păcatele omenirii, apoi s-a uitat spre mine și mi-a spus, tu ai o șansă, ție îți oferă o posibilitate. Tu, prima dată, e adevărat, te-ai născut greșit, te-ai născut rău. Dar ai acum șansa
să te mai naști încă o dată. Adică ai șansa să te naști din nou. Nu credeți voi că nașterea din nou este o minune? Nu credeți că nașterea din nou e mai mare decât minunea nașterii lui Ioan Botezătorul? Pentru că Nicodim nu înțelege taina asta și vine la Mântuitorul, spune învățătorule, cum poate un om bătrân să intre iar în pântecele Maicii sale și să nască din nou? Și Domnul îi spunea, Nicodim, adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Dragul meu, care mi-asculți predica în seara aceasta, ție ți s-a oferit o șansă extraordinară. Tu ești oricând gata să intri în minunea asta și Dumnezeu ți-a creat posibilitatea. Dacă prima naștere nu a fost bună și ai fost născut în păcat și fără de lege, în seara asta ai ocazia să te mai naști încă o dată. Ai ocazia să te naști din nou, din cuvântul lui Dumnezeu, să ne ajute Domnul. Și după ce ne-am născut din nou, de acum suntem oameni noi. De acum Dumnezeu ne-a așezat în locurile cerești în Hristos. Spune Petru că de acum noi ne-am făcut părtași firii dumnezeiești. De acum suntem cu totul schimbați. Întrebarea mea, ai experimentat această minune a nașterii din nou? Că cei care s-au născut din nou sunt mari în împărăția lui Dumnezeu. Este o minune mai mare decât minunea nașterii lui Ioan Botezătorul. La noi în sat am întâlnit oameni și în biserici unde am slujit, oameni care au dovedit nașterea din nou, au beneficiat de această posibilitate și acum sunt în comitetul de conducere a bisericii. Îmi spune un frate, prieten al meu, Dragoș, am de zile am stat în lume, am fost sponsor la echipa de fotbal, am fost cântăreț în biserică și noaptea dormeam cu sticla cu rachiu la cap și mă trezeam noaptea și eu nu beam apă, beam rachiu, scrâșneam din dinți și toată noaptea înjuram. Am ajuns o frică pentru vecini, căutam scandal, căutam bătaie, căutam orice. Și acum s-a pocăit, Domnul o botezat cu Duhul Sfânt, predică Evanghelia și când mă uit la el cu mâinile în sus, cum mulțumește lui Dumnezeu și cum plânge în hohot în adunare și fratul a spus să fie în conducerea bisericii și este tare util în adunarea noastră. Păi fraților, nu e asta o minune? Am cunoscut la noi un om care niciodată nu l-am văzut treaz. Poate v-am mai spus de el. De mic copil știam din șanț în șanț. Când ajungea acasă, soția, copiii fugeau, dormeau prin porumb, pe unde putea fiecare. Și când a venit omul ăsta care nu putea fără să bea, era bolnav, trupul lui cerea mereu și mereu alcool, când a venit într-o seară la evangelizare și a făcut predicator o chemare, cine vrea să pocăiască, omul ăsta s-a ridicat plângând, eu. Eram în spatele amvonului și am rămas tare sceptic, tare necredincios. Spuneam, Doamne, dă să pocăiască, dar eu nu vedeam pocăință, posibilitate de scăpare în omul ăsta. Dar cineva îmi spunea că el era în concediu și când s-a dus la serviciu și l-au văzut prietenii, eu spun, Mitruță, ai venit, vine cu agii, hai toarnă un pahar. Și el îi spunea, nu, nu, eu m-am pocăit. Spunea că așa era un râs acolo, condinat, s-a pocăit, Mitruță. Știți ceva? Mitruță s-a pocăit. O venit la adunare, o primit botezul în apă, Domnul o boteza cu Duhul Sfânt și acum predică Evanghelia. Oare astea nu sunt minuni? Cei care sunt în împărăția lui Dumnezeu au avut și ei parte de o naștere miraculoasă, de o minune în viața lor. Și noi așa am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Știți dumneavoastră, cercetătorii Scripturii sunt de acord că în Vechiul Testament oamenii aveau foarte dezvoltat trupul și sufletul. E adevărat, duh de viață aveau, dar Duhul lui Dumnezeu nu era în ei. Pentru că Duhul Sfânt venea peste ei, le dăruia o anumită inspirație sau putere, după care Duhul Sfânt pleca de la ei. Așa a folosit Dumnezeu lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament.
Duhul Sfânt nu locuia în ei. Duhul Sfânt era peste ei, le da o putere, îi însufla, le da înțelepciune, iar când plecau, ei rămâneau la fel ca și mai înainte. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 45, spune că cel din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, dar cel de-al doilea a fost făcut un duh dătător de viață. Când a venit Hristos, că sunt în istoria omenirii doi bărbați mari, poate cei mai însemnați, unul e Adam și al doilea e Hristos. Adam a avut harul să-L vadă pe Dumnezeu, a fost modelat de mâna lui Dumnezeu, a fost fețuit și cioplit, făcut și frământat lutul de palmele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a plecat spre el și a suflat suflare de viață în el. Și când Adam a înviat, a avut viață și s-a uitat, l-a văzut pe Dumnezeu plecat asupra lui. A văzut slava lui Dumnezeu. În Adam nu era păcat. Adam putea să perceapă, să suporte slava lui Dumnezeu. El însăși fiind îmbrăcat cu slava lui Dumnezeu, până în clipa când a păcătuit și slava Domnului plecat de la el. Dar Adam, spuneam, a păcătuit. Și păcatul s-a transmis genetic în toți oamenii. Ăsta e primul om, e omul cel vechi. Când a venit Hristos, a făcut un lucru. Spuneam azi, cu ocazia unei slujiri, că Hristos nu s-a născut în lumea noastră să colindăm pe la ferestre, nici să ne ascundem cadourile sub bradul verde, nici să avem mese îmbelșugate, nici concerte de colinzi creștine. Hristos a avut alt scop ca să vină în lume. El a activat în om aceea de-a treia parte care era inactivă, Duhul. Și acum El a venit și a trimis Duhul Sfânt și ne-a botezat cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt locuiește în adevăr în noi și trupul nostru îi templu Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Acum întrebarea mea este, dacă tot vorbim de oameni vechi și oameni noi, și dacă ție ți s-a oferit șansa unei nașteri miraculoase, unei minuni a lui Dumnezeu să te naști din nou, ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, ai făcut-o? Cu mulți ani înainte, prin anii 83, cred că, am avut un vis. Eram necăsătorit atunci, am fost niciodată un mare păcătos. N-am băut niciodată, n-am fumat niciodată, n-am curbit niciodată, nu m-am dus la film, nu m-am dus pe stadioane. Dar eram tânăr, deborda energia de mine și mai obișnuiam, de exemplu, un lucru. Mai plecam la fotbal cu băieții. Acum eu cercetam despre plăceri și am găsit că sunt plăceri sfinte, sunt plăceri păcătoase și sunt plăceri. Și acum mă gândeam care și cum să le împart. Da? Ei bine, eu nu am numit asta o plăcere păcătoasă. Și îmi plăcea și mai aveam și altele, nu fac mărturisuri în seara asta. Dar într-o noapte am avut un vis. Eram la mine la depoul de locomotive, în locul unde se alimentau locomotivele cu abur, cu păcură. Și era o pierdere de mare de păcură, a venit o ființă hidoasă, înaltă ca de vreo 4 metri era așa, și-a venit înspre mine și voia să mă prindă și eu am încercat să alerg. A străit odată sentimentul ăsta în vis, când fuge cineva și nu poți, îi groaznic. Și eu încercam să fug de el și alunecam și el s-a apropiat de mine. Când am văzut că n-am nicio șansă, m-am oprit, m-am ridicat, m-am înturnat spre el și i-a spus versetul din 2 Corinteni 5:17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că El a făcut toate lucrurile noi. În vis am rostit cu autoritate versetul acela. Și El s-a uitat lung la mine și m-a întrebat așa, chiar s-au dus acele vechi? Și dintr-o dată mi-am pierdut puterea. Acum eu vă întreb, dacă este cineva de aici din Elim în Hristos, ăla e o făptură nouă. El are nașterea din nou, cele vechi s-au dus. Și m-a întrebat așa, fotbalul s-a dus? Jucați fotbal cât vreți, n-am nimic cu voi. Dar pe mine așa m-a întrebat și eu am scăzut din putere. Și m-a mai întrebat alte câteva lucruri. Asta s-a dus? Asta s-a dus?
Și ultima erau toate șmecheriile tale, s-au dus și eu m-am văzut lipsit de putere, m-am trezit, m-am plecat pe marginea patului și atât am plâns și m-am rugat și mă întrebam, Doamne, sunt eu o făptură nouă? Astea chiar s-au dus? Eu am șansa să fiu mai mare ca Ioan Botezătorul. Eu am șansa să intru în împărăția lui Dumnezeu prin nașterea asta care se cheamă naștere din nou, o naștere miraculoasă. Am profitat eu de ea? Am beneficiat eu de ea? Dumnezeu să ne ajute, fraților. Și gândiți-vă dacă vă numiți făpturi noi în Hristos, gândiți-vă totuși cele vechi s-au dus și dacă nu s-au dus. Știu că între omul vechi și omul nou este o luptă, se dă o luptă. Apostolul Pavel vedea lucrul acesta ca o dezbrăcare și o îmbrăcare. Spunea în Efeseni capitolul 4, de la versetul 17 în jos. Iată ce vă sfătuiesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiți păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiință care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și se vărsuiesc cu lăcomie orice fel de nelegiuire. Și acum spune așa, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin ați ascultat și dacă potrivit cu adevărul care este în Hristos, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Și acum spunea mai departe, de aceea nu vă mințiți, cine furase nu mai furie, mâniați-vă și nu păcătuiți. În versetul 31, orice strigare, orice iuțime, orice răutate, orice clevetire, să piară din mijlocul vostru. Sunteți, dragi frați din Elim, născuți din nou? S-au dus toate acestea? Dumnezeu să ne ajute să ne naștem din nou. Și când ajungi să te naști din nou, în seara asta am o veste bună. În împărăția lui Dumnezeu, tu ești mai mare ca Ioan Botezătorul. Apoi spunea cuvântul Domnului, hai să citim dacă vreți, în Coloseni, capitolul 3. Și spunea cuvântul Domnului așa, capitolul 3, luăm de la versetul 7. Din numărul lui era și voi odinioară, spune mai înainte. Dar acum, și atenție, frații mei, dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Și dacă vă întreb, cele vechi s-au dus, tu ce spui? Dacă noi suntem o făptură nouă, cine e în Hristos e o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că El a făcut toate lucrurile noi. Și eu iarăși vă întreb, și am să vă întreb până o să vă gândiți profund, aceste lucruri de aici s-au dus? Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aș dori ca Domnul să ne ajute pe toți ca să trăim ca o făptură nouă în Hristos. Dragii mei, Ioan Botezătorul a beneficiat de o naștere miraculoasă. Un miracol s-a întâmplat la nașterea lui, dar biserica din Elim, despre care spunea versetul 28, că sunteți mai mari ca ei, ați experimentat minunea nașterii din nou. Și nu mai sunteți făptura veche în Adam, sunteți o făptură nouă în Hristos, slăvit să fie Domnul! Uitându-mă la viața lui Ioan Botezătorul, mi-am spus, dar despre Ioan Botezătorul și despre venirea lui și planul lui au fost făcute profeții, au fost prorocii făcute pentru omul acesta. Isaia 40, iată glasul celui ce strigă în pustie, Maliahie, înaintea ca să vină robul meu, voi trimite pe Ilie, care are o misiune clară, să îndrepte inima copiilor spre părinți, a părinților spre copii, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Despre Ioan Botezătorul au strigat profeții cu sute de ani înainte. Și mă gândeam, ce mare omul acesta, cât de însemnat a fost în economia și în planul lui Dumnezeu omul acesta. Și pe când citeam în Scriptură, am găsit un verset. Prorocii
1 Petru 1 cu 10, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta țintă căutării și cercetării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimele lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi de la Elim spuneau ei aceste lucruri, care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Despre tine sunt prorocii făcute cu mult înainte. Așa cum spunea Petru în casa lui Corneliu, toți prorocii au prorocit despre el și mulți prorocii au prorocit despre voi. Ei vedeau prin Duh profetic o vreme de har, ei vedeau prin Duh profetic o vreme de când vine mântuirea, o grațiere, ei vedeau prin Duh profetic o iertare de păcate și prorocii ăștia posteau, se rugau și făceau din mântuirea aceasta ținta căutării și cercetării lor stăruitoare. Și la ei a venit Duhul Sfânt și a spus, asta profeție, planul ăsta de mântuire nu-i pentru voi, proroci de la Ierusalim, asta e pentru cei din Banat, asta e pentru cei din Timișoara, asta e pentru cei din Elim. Mântuirea acum, când să fie balcoanele pline, adunările pline, frații să vorbească în limbi, să cânte în alte limbi, să experimenteze nașterea din nou, umplerea și reumplerea cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul Iisus. Dragii mei, pentru voi s-au făcut prorociile astea. Și dacă despre Ioan Botezătorul erau câteva profeții făcute și s-au împlinit în el, despre noi sunt mai multe și făgăduinți mai mari. De aceea am tăria să spun celor de la Elim, că dintre cei născuți din femei, nu-i niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic din adunarea de aici este mai mare decât el. Dar eu când vorbesc de aceia din împărăție, nu vorbesc decât acei născuți din nou, să fiu bineînțeles. Dacă sunt aici care nu-s pocăiți nici în vorbă, nici în caracter, nici în ținută, dacă stă unul și butonează acum telefonul, dacă are alte preocupări și nu-i o făptură nouă, aceluia nu-i pot atribui versetul 28. Dar pentru cei răscumpărați, pentru cei spălați în sângele Domnului Iisus, pot să spun fără teamă de a greși că din împărăția lui Dumnezeu suntem mai mari ca Ioan Botezătorul. Slăviți să fie Domnul! M-am gândit apoi și la slujba lui Ioan Botezătorul. Că Ioan Botezătorul parcă stă cu un picior prin Vechiul Testament și cu unul Nou Testament. Numărăm printre prorocii Vechiul Testament, face parte dintre ei, dar a avut harul să-l prezinte pe Mântuitorul nostru. El face parte și din Noul Testament. Ce a făcut Ioan Botezătorul? Ioan Botezătorul a avut slujba lui, a vestit pocăința. Ce facem noi, credincioșii din Elim? Păi asta facem, avem și noi slujba noastră. Ce-a făcut Ioan și-a făcut ucenici. Ce facem noi? Facem ucenici, că așa ne-a spus Domnul. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Matei 28, da? Facem noi asta? Care e slujba mea? Păi slujba mea să predic frumos în adunare. Și slujba ta să cânți la vioară, tot în adunare. Și slujba dumitale să prorocești, tot în adunare. Dar nu credeți că ar mai trebui să ieșim dincolo de zidurile astea? Știu că aveți grupe care evangelizează și pentru asta vă felicit și spun Dumnezeu să vă binecuvinteze. În cadrul comunității regionale Suceava, eu mă ocup de departamentul zidirea spirituală a bisericilor mici. Am ales să mă ocup de bisericile mici. Am ales să mă ocup de cei puțin la număr. De aceia care parcă nu mai au speranță, de adunările alea îmbătrânite, când mă duc într-o adunare și văd două fete pe o bancă și un băiet în partea cealaltă. Și am spus, măi, oamenii ăștia trebuie ajutați. Și mă duc cu cerșitul în adunările mari și spun, măi, ce adunare mare, hai să mai luați vreo 3-4 adunări ca să-i ajutați pe cei, măcar o dată pe lună, măcar de două ori, și am tabele, și am așa un turnus ca la CFR-ul făcut, că eu lucram la CFR-ul, și mă mai duc câteodată, și ajung într-o adunare și îmi spune, frate Dragoș,
conducea un frate rom pocăit de 3 ani și îmi spunea o soră, atâta m-am uitat, oare cine predică azi? Și dacă nu vineai dumitale, plecam iară mai repede acasă. Și o trebuie să predic 2 ceasuri, de ce? Nu mi-e tare dor de predică, nici la Elim, nici în altă parte. Dar eu vreau să vă spun că slujba voastră, dincolo de zidurile bisericii, este să ieșiți între oameni, să vestiți Evanghelia, să luminați, să fiți pocăiți la școală, să fiți pocăiți pentru fetele celelalte, pocăiți pentru ceilalți băieți, pocăiți când mergi cu trenul, pocăiți când mergi la lucru, pocăiți când pui gresie în casele oamenilor. Asta e slujba noastră. Dacă Ioan Botezătorul a vestit pocăința, a făcut ucenici, a fost un om cu coloană vertebrală, i-a spus în nenumărate rânduri dregătorul de atunci, nu ți este îngăduit să trăiești în păcat, trebuie și noi să acuzăm păcatul. Cu fermitate, cu autoritate, să spunem celui păcătos, nu ți îngăduit să trăiești în păcat. Dumnezeu ne-a chemat la sfințire, fraților, să ne ajute Domnul să o trăim. E drept că Ioan a plătit pe o farfurie, i-a fost adus cu ocazia unei onomastici la care le place la pocăiță noștri. Pe o farfurie i-a fost adus capul Sfântului Ioan Botezătorul. Dar Ioan a rămas drept. Nu s-a temut nici de Irodiada, nu s-a temut de autorități. El a spus, asta e Scriptura și așa trebuie predicată. Să ne ajute Domnul și pe noi, amin? Că și noi avem slujba asta, dacă vrem să fim mari în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să învățăm pe alții cuvântul scris și noi înșine să-l trăim. Doamne, ajută-ne! Primiți versetul 28 de la mine, a fost versetul care mi l-a dat Domnul, n-am predicat niciodată de aici. Îi spuneam fratele Mitică, măi, am un pic de teamă, de aici n-am predicat niciodată. Și Mitică spune, măi, și tu faci experiență la Elim? Avem noi adunare mică Adâncata, du-te întâi la Adâncata și după aia vine la Elim. Dar nu mai am timp să mă duc la Adâncata. Versetul ăsta l-am primit când mă rugam Domnului pentru Elim. Versetul 28. Așa vă vede pe voi Dumnezeu, mai mare decât Ioan Botezătorul, beneficiari ai sângelui lui Iisus Hristos, beneficiari ai botezului cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu are nevoie și are o mare încredere în voi. Sunteți valoroși. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu știu dacă ar mai trebui să predic, dar hai să mai amintesc ceva. Acest Sfânt, Ioan Botezătorul, în slujirea lui a trebuit să învețe câteva lecții. Și apoi noi nu vom fi mai mari ca el dacă nu învățăm lecțiile astea. Spune cuvântul Domnului în Matei, în capitolul 3, parcă, că a venit însăși Domnul Iisus. Noi sărbătorim azi botezul Domnului. În Evanghelie, imediat după botez, e o altă acțiune. Urmează ispitirea. Ba încă în Marcu, cei care au pus subtitrurile, scrie botezul și ispitirea lui Iisus Hristos. Cei care au primit botezul, că botezul e un fapt unic, odată e botezul în apă, imediat să știți care v-ați hotărât la pocăință, imediat urmează ispitirea. Noi botezul sărbătorim pe 6 ianuarie. N-am întâlnit nicio adunare să sărbătorească ispitirea Domnului. Dar ele sunt legate una de alta. Când ai luat, frate, botezul? Păi botezul l-am luat în 1982, în ziua de. Dar ispitirea când a avut loc? De atunci încoace. Că ispitirea are un proces și se ține diavolul în urma noastră așa. Și noi nu sărbătorim ispitirea Domnului. Și am vrea ca în ispitirile care le avem noi să ne dea Domnul biruință. Dar uitați-vă dumneavoastră, mie îmi place să predic din Matei acolo, am 3 gânduri frumoase. Că cel care voia să primească botezul este inițiatorul, are inițiativă. Și vine el din inițiativa lui la Ioan să fie botezat, parcurge o distanță considerabilă, depune un efort și vine la Ioan să fie botezat. Noi când avem botezul ni se mai întâmplă, că îi spune, măi băieți, botezul la adunare, tu n-ai vrea. Nu, de data asta rămândă-te. Și apoi avem tineri, măi, dar voi cântați. Eu m-am dus la dirijorul de cor, un băiat tânăr. Măi, tu ești dirijor de cor, ai ani, n-ai putea să iei botezul. M-am gândit să mai stau o tură.
Și cumva îi obligăm noi și rugăm, hai, luați botezul, că eu înțeleg inima părinților, eu înțeleg și inima păstorilor, să o știți, dar nu-l înțeleg pe ăla care îmbătrânește în adunare și nu ia botezul. O, el se gândește că este o învățătură, că Domnul nu ține seama de vremuri de neștiință, da, fapte acolo. Dar nu se aplică asta, nu se aplică asta. Și avem câte un holtei de ăsta, stă până la 30-32 de ani și înainte de nuntă vine smerit, frate Dragoș, aș vrea botezul. Măi, dar până acum unde ai fost? Că ești din familie de pocăiți. Ba mai cânta o cântare cu grupul. Ei, ce-mi place la Domnul, el are inițiativă. El vine și spune, eu vreau botezul. Doresc dorința asta să o pună Domnul în fiecare, amin? Și când Ioan era gata să-l împiedice, că asta e prima lecție care a învățat-o, și spune, eu, păi eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și spune Domnul prima lecție, Ioane, lasă că așa trebuie să împlinim. Tot ce trebuie împlinit, noi trebuie să împlinim. Asta e prima lecție de care o să vorbesc. Vedeți dumneavoastră, legat de botez este un cuvânt care trebuie împlinit și la el. Amin? Dacă mai sunt restanțieri cu botezul, doresc ca Domnul să repune dorința de a încheia legământ cu Dumnezeu. Că asta trebuie împlinit. Și apoi, după ce Domnul a primit botezul, are o altă viziune. Se deschid cerurile. Îi drept, se închid crâșmele, se închid stadioanele, se închid casele de la jocuri de noroc, se închid cinematografele, se închid anumite canale pe internet, se închid accesările pe Facebook și altele, dar să se deschide, fratele meu, cerul și coboară Duhul Sfânt în chip de porumbel și Dumnezeu mărturisește că ești un fiu al Său. Să o facă Domnul și în seara asta. Prima lecție de care aminteam, Ioane, trebuie să împlinim totul. Asta e o lecție care ne trebuie și nouă. Eu într-un fel l-am înțeles pe Ioan. El a văzut că la el vine Creatorul. Acela care a făcut, spune în Apocalipsa, temeți-vă de Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele de apă. El a văzut în Hristos că e Fiul lui Dumnezeu. Și spunea, eu am nevoie de... El s-a smerit, el s-a umilit. Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. O văzut în Hristosul că e cel care face să înflorească pustia, să țâșnească izvoare în stâncă seacă. Și a spus, eu am trebuință de tine. Știți că noi avem tendința să nu aplicăm spusele Scripturilor la toți oamenii. Facem așa o diferență, ăsta e mai mic și ăsta e mai mare. La ăsta pot să-i spun ceva, la ăsta nu pot să-i spun ceva. Eram o dată într-o biserică mare, era o căsătorie. Și când au venit mirile și mireasa și când au venit invitații, Doamne, ne știe, Doamne, extravagante, cu mine jupuri, așa, și ei niște domnalăi, ăsta-i patron, nu știu unde, ăsta-i șeful de nu știu unde. Eu m-am făcut mic după amvon și îi spun la fratele păstor, tot un coleg de-al meu, un ceferinț vechi, după, ce se predică la oamenii ăștia? Și el îmi spune, predici din Biblie, cum ce se predice? Din Biblie, că doar n-ai să dai tu Biblia după ei, să-ți dai ei după Biblie. Domnule, am primit un curaj și eu zic că Dumnezeu mi-a dat un cuvânt. V-am mai spus că odată am predicat, erau câteva bănci, senatori, parlamentari, miniștri, secretari de stat, tot la o nuntă. Și am găsit atunci că e momentul să predic la nuntă despre judecata viitoare. Că am spus eu că dulcegării, că s-o iubești, o mai fi noi. Dar acolo, la oameni aceia, trebuie... Avem o frică de... E primarul Timișoare, dumnealui e deputat, eu sunt mic. Și a spus Domnul, nu, noi trebuie să împlinim tot ce scrie. Noi trebuie să predicăm tot ce scrie în Scriptură. Noi trebuie să aplicăm și la mic, și la mare, și la tânăr, și la vârstnic, și la bogat, și la sărac, aceeași unitate de măsură. Dumnezeu să ne ajute, amin? Și apoi urmează o a doua lecție. Spune Ioan Botezătorul în Ioan 1:29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Îl proclamă pe Fiul lui Dumnezeu și apoi vine cuvântul Domnului în cuvântul care l-am citit în Luca, în capitolul 7, și spune Biblia așa. Hai să găsim Luca. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și l-a întrebat, i-a trimis la Iisus să-l întrebe,
Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Iată mielul lui Dumnezeu. Eu nu-l cunoșteam, spune Ioan la un moment dat, dar mi s-a spus când a venit Duhul Sfânt în chip de porumbel și am văzut că el, uite, ăsta e mielul lui Dumnezeu. Și trece o vreme și îmi trimite doi ucenici. Tu ești acela sau să așteptăm pe altul? O nestatornicie în credință. E adevărat că Ioan era în temniță, avea problemele lui. Și acum vine Domnul și îi spune așa. Aceștia când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis. Ioan Bătuzător ne-a trimis la tine să te întrebă. Chiar în clipa aceea Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis. Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbi văd. Șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Slavă Domnul! Amen. Vi s-a întâmplat să fiți nestatornici în credință? Eu cred că da. Atunci când ești tare, când merg lucrurile bine, tare mai înveți pe altul. Spunea și în cartea lui Iov același lucru. Și când treci prin necazuri, când cerul e de plumb, când pământul e ca o cremene, când rugăciunea ta își pierde ecou ca un sunet undeva în pustiu, începi să te îndoiești. Și Ioan trebuia să învețe lecția aceasta, statornic în credință. Du-te și spune ce vezi. Și ce au văzut ucenicii ăștia? Cum Dumnezeu face minuni prin Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul, amin? O a treia lecție și cu asta mă apropii de încheiere. Au venit deci la Ioan și i-au zis, Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc după el. Ba mai înainte, în Ioan spunea în capitolul 1, a doua zi stăteau iarăși Ioan cu doi dintre ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după ei. Și un verset mai spune, și-au rămas cu Iisus. Adică Ioan Botezătorul era un mare învățător. Avea ucenici, o ceată de ucenici, și când îl vede pe Domnul spune, ăsta e mielul lui Dumnezeu. Și ucenicii lui pleacă și rămân cu celălalt. Pentru un conducător, nu-i chiar la îndemână lucrul ăsta. Nu-i la îndemână. Și mai vine unul, ăla pe care l-ai botezat tu, botează mai mult ca tine și tot se duc după el. Ce face? Și acum vine Ioan și le explică ce să facă. Și spunea cuvântul Domnului. Voi înșivă sunteți marturi că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă este mire. Și versetul 30. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. E o lecție care trebuie să învețe și pocăiță. Sunt momente, în Eclesiastul 3, spune creșterea are vremea ei. Fiecare are o vreme a creșterii, chiar în relațiile cu frații, dar avem și o vreme când ne micșorăm și lăsăm pe alții să crească. Asta e o lecție de smerenie. Dar mai ales în relația noastră cu Dumnezeu, noi întotdeauna trebuie să ne micșorăm și Dumnezeu să crească, amin? Dumnezeu să fie mare între noi. Că odată un frate, un prieten al meu spunea, mare este Dumnezeu. Și altul îi spune, și încă mai crește. Și eu am spus, cum mai crește? Da, uite când te uiți de departe la un munte, îl vezi mare și nu prea mare. Parcă e un deal așa mai răsărit. Dar când te apropii de el, și când ajungi la poală și te uiți, nu-i vezi vârful. Cu cât ești mai departe de Dumnezeu, cu atât îți pare mai mic. Dar cu cât te apropii și te aprofundezi în cunoaștere, cu atât Dumnezeul nostru e mai mare. Slăvit să fie numele Lui! În încheiere aș vrea să vă spun care e locul vostru. Din Ioan capitolul 3, versetul 29. Cine are mireasă, este mire. Dar prietenul mirilor care stă și îl ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea, spunea Ioan, este de plină. Ce a fost Ioan Botezătorul? Prieten cu Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus are mireasă. Amin?
Știți voi cine e mireasa Domnului Iisus? Frații de la Elim, de la Timișoara. Acei care au trăit minunea nașterii din nou. Aceia care își împlinesc cu scumpătate slujba, care profită de mântuirea adusă de Domnul și beneficiază de ea. Aceia sunt mireasa Domnului și mireasa are un loc aparte. Și apoi o cântare veche spunea, de ce nu vrei să mergi cu mine în slavă? Să colindăm alături cerul întreg, din, și știți dumneavoastră, cu mâna mea, cu unul să-ți aleg. Eu cred că va veni o zi, sau poate va veni un miez de noapte, ca să fac o referire la poezie, când se va auzi, iată, vine mirele. Oare câți o să plece din el? Oare câți sunt cu adevărat o făptură nouă? Câți ați experimentat nașterea din nou? La câți din voi cele vechi s-au dus și toate lucrurile sunt noi? Aceia sunt mireasa Domnului, mai mare decât Ioan Botezătorul. Și aș vrea toți să beneficiați de cuvântul acesta. Amin.